Salut! Serialele turcești se bucură de o popularitate de invidiat și spectatorii urmăresc cu interes relațiile amoroase care se desfășoară pe micile ecrane. Însă deseori se întâmplă că actorii care așa de talentat joacă iubirea pe platoul de filmare nu sunt în stare să se oprească și transferă istoriile de dragoste în viața reală. Astăzi vreau să-ți prezint cele mai frumoase cupluri a căror pasiune a început în lumea reflectoarelor și a continuat în viața de zi cu zi. Dacă această temă îți pare interesantă, în descriere de mai jos poți să găsești un link spre un alt video despre relațiile dintre actori care și-au transferat pasiunea în lumea reală. Deci, hai să începem! Burak Özçivit și Fahriye Evcen. La momentul filmărilor în Pitolicea, Burak deja era într-o relație îndelungată cu modelul Ceylan Çapav. Și când în presă au început să apară aluzii că dintre Burak și partenera sa Fahriye ar exista o legătură, spectatorii au crezut că este o mișcare publicitară lansată pentru a spori interesul față de serial. Nici actorii nu confirmau că între ei ar exista ceva mai mult decât rapoarte de serviciu. Totuși, atracția s-a dovedit una puternică și în unul din interviurile comune, Burak și Fahriye au mărturisit că într-adevăr se află într-o relație. Dar pe 9 martie 2017, cuplul s-a logodit în Germania. 4 luni mai târziu a avut loc nunta în Istanbul, la care au fost prezenți 500 de invitați. În prezent, Burak și Fahriye cresc un fecior, Karan. Halit Ergenci și Berghiuzar Corel. Patria mea ești tu a cucerit milioane de inimi și spectatorii așteptau cu respirația tăiată fiecare episod. Însă știrea că relația dintre personajele principale, Cevdet și Azize, a ieșit de pe platoul de filmare și continuă în viața reală, a ridicat audiența până la cote maxime. După finalizarea filmărilor, cei doi s-au căsătorit, dar în 2010 familia s-a mărit cu un membru. Feciorul Ali. La scurt timp după nașterea primului copil, Halit a primit rolul care i-a adus faima mondială, cea lui Suleiman, din binecunoscutul serial Suleiman Magnificul. 10 ani mai târziu, pe lume a venit al doilea fecior, Han. În prezent, cuplul este în așteptarea unui nou membru și se zvonește că va fi fată. Kadir Doğulu și Neslihan Atagul. Cei doi s-au întâlnit la filmările serialului Un destin la răscruce în 2013. Cum a mărturisit actorul, Neslihan l-a cucerit din prima întâlnire și el nu era capabil să gândească la altceva. În noiembrie 2015, Neslihan a acceptat cererea de căsătorie de la Kadir, dar 8 luni mai târziu, cuplul a unit destinele într-o nuntă spectaculoasă. Serkan Kayoğlu și Özcay Gürel. Cuplul este împreună deja de 7 ani. Relația lor a început în procesul de filmare a sezonului Cireșelor, serial care a oferit un imbold semnificativ carierei tinerei actrițe. Prima apariție în public care a confirmat faptul că Serkan și Özcay sunt oficial împreună a avut loc la premiera filmului Dragostea Nesfârșită. Publicul era încântat de această pereche frumoasă. Totuși, fericirea celor doi a fost umbrită de o despărțire care a durat aproape un an. Dar se pare că pasiunea dintre tineri actori trece cu ușurință peste mici neînțelegeri și cuplul din nou este împreună. Yusuf Kim și Demet Özdemir. Este imposibil să nu te îndrăgostești în personajul lui Demet din serialul Miros de căpșuni. Modestă, dar ambițioasă, tânăra a cucerit inima actorului principal, Yusuf Kim. Legătura dintre actori a fost de-a dreptul una furtunoasă. Cei doi certându-se și împăcându-se de nenumărate ori. Divergențele repetate au pus amprentă pe relație și la scurt timp după încheierea filmărilor în Miros de căpșuni, cuplul s-a despărțit definitiv. Atât pentru azi. Scrie în comentarii care cuplu ți-a plăcut mai tare și nu uita să pui un like dacă acest video ți-a părut interesant. Abonează-te pe canalul meu dacă ești pasionat de filme și activează toate notificările pentru a nu rata și alte clipuri care ar putea să-ți placă. Ne auzim în videoul următor!